Salutare! Astăzi o să vorbim despre tehnici de testare black box și white box. Testarea black box examinează funcționalitățile aplicației fără a avea cunoștințe despre structura internă a acesteia. Equivalence partitioning este metoda prin care datele de input sunt împărțite în partiții echivalente. Astfel, dacă avem un câmp care acceptă numere de la 1 la 10, putem să identificăm 3 partiții. De la 1 la 10 este partiția validă, de la 11 în sus este o partiție invalidă, iar sub 0 este altă partiție invalidă. Deci avem nevoie de 3 valori de test pentru a verifica intervalele. O altă tehnică care merge mână în mână cu anterioara este Boundary Value Analysis. Cu ajutorul acestei tehnici se verifică limitele dintre partiții sau capetele extreme. Folosind exemplul anterior, o să testăm limitele intervalelor cu valorile 0, 1, 10 și 11 și dacă este nevoie, putem să testăm valorile maxime pentru variabile. În repozitoriul meu de pe GitHub sau pe Google, poți să găsești valorile maxime pentru majoritatea tipurilor de variabile. Decision Table Testing este o altă tehnică de testare folosită când trebuie să testăm mai multe combinații ale valorilor de input. De exemplu, avem o pagină unde utilizatorul poate încorca o poză care trebuie să respecte 3 condiții. Doar formatul JPEG este acceptat, mărimea trebuie să fie mai mică de 512 KB și rezoluția să fie fix de 1280x720. Punând toate condițiile într-un tabel, observăm ușor că este nevoie de 8 cazuri de test pentru a verifica toate posibilitățile. State Transition Testing este o tehnică de testare folosită atunci când inputurile modifică starea aplicației. Cel mai ușor exemplu pentru a exemplifica această tehnică este modelul bancomatului. În funcție de starea sistemului, outputul este diferit când se introduce un PIN greșit. Testarea white box însumează mai multe metode care testează structurile interne ale aplicației și nu neapărat funcționalitățile. De obicei, programatorii sunt cei care rulează aceste teste, ajutați de tool-uri specializate. De exemplu, se verifică ce procent din liniile de cod sunt executate în diverse scenarii. Din ce în ce mai des, linia dintre black box și white box se estompează și întâlnim tot mai des noțiunea de gray box testing. În această paradigmă, testerul are cunoștințe de programare și are acces la codul sursă sau la documentația tehnică și poate ușor să găsească scenarii de test mai relevante.